Sergiu, tu ce faci? Ajungi tu la CFR, că se vorbește așa prin presă că ești următorul atacant. Da, am văzut tocmai din această cauză. Mi-aș dori să spun eu primul, nu să se audă în presă. Într-adevăr, suntem foarte aproape, sunt foarte aproape de CFR Cluj. Încă nu am semnat, dar vă pot spune că îmi doresc și sper să se întâmple mâine sau în următoarea zi, ca eu să ajung definitiv acasă și să mă bucur, să ajut echipa și, bineînțeles, ca CFR să fie campionă. Ce înseamnă foarte aproape? Ce trebuie să se mai întâmple? În mare parte, verbal, ne-am înțeles, am pus totul pe foaie, tot e ok, sunt mulțumit, așa că nu mai ține doar de mine să fiu sănătos, că da. Am înțeles că vor urma vizita medicală. Da, foarte tare, felicitări. Da, deci, mulțumesc. Asta e în exclusivitate, sper. În exclusivitate, da, într-adevăr. M-a luat gura pe dinainte, dar vă pot spune că sunt foarte aproape de CFR Cluj, asta e adevărul și sper să se facă. Interesant. Probabil dacă se întâmplă ceva mâine, Doamne ferește, un cutremur sau ceva, păi bine, nu rămân la echipă, dar sper să semneze. Multă baftă. Vă mulțumesc. E un transfer interesant la CFR, concurență mare la CFR, totuși, pe postul de atacant. Da, într-adevăr, și e bine și pentru mine și pentru echipă, și pentru ceilalți atacanți, adică eu voi veni și voi face tot posibil ca să ajut echipa și, bineînțeles, mă voi pregăti și cine va fi mai bun va juca. Discuți de mult cu CFR-ul? Te-au mai vrut și alte echipe? Cu CFR chiar discut de o lună, două, discut cu ei, într-adevăr. Ei nu m-au cotat doar acum, m-au cotat și înainte să semnesc cu Steaua. Acesta este adevărul. Și totodată eu mi-am dorit să... Cu FCSB, da. FCSB. Totodată mi-am dorit să ajung acasă și mai avem de făcut un pas ca să împlinească asta și chiar îmi doresc. Spui acasă pentru că, pentru cine nu știe, Sergiu e crescut de CFR. Da, ești sunt produs crescut. Al CFR-ului, da, am practic. Jucat 8 ani de zile, am fost copil, am văzut CFR-ul ridicându-se din Liga 4 până în Champions League, am fost în Champions League cu ei, am fost peste tot. Am un trofeu de campion, însă nu consider că am fost campion. Că n-ai prea jucat. Am jucat doar vreo 10-20 de minute, eram copil. Bineînțeles că mă bucuram la perioada aceea, dar mi-aș dori acum să ajut și să fiu important în această echipă și să ridic trofeul la sfârșitul sezonului. Ți-a părut rău că ai mers la FCSB atunci și n-ai mers la CFR? Nu mi-a părut rău, nu-mi pare după rău de... După cum s-a încheiat perioada ta la FCSB? Da, nu-mi pare rău de nicio decizie pe care am luat-o. Atunci am considerat-o cea mai bună și cea mai corectă pentru mine și pentru viitorul meu. Nu cred și n-am fost fericit că am părăsit FCSB-ul, dar mă bucur că am plecat de acolo și totul merge bine. Atunci când ai plecat de la FCSB, n-ai jucat, de multe ori erai schimbat sau nu erai introdus. Tu cum ai simțit? Era decizia lui Gigi Becali sau era decizia antrenorului? Asta nu știu dacă aș putea să răspund, pentru că domnul Gigi știe că el îl respect, nu doar pe el, ci și pe meme și cei care conduc clubul. Pentru că știi că se vorbea că na, Gigi Becali nu te place și el te schimbă. Sau da, el... știți, vă pot spune doar că nu iese fum fără foc sau cum e. Corect. Această vorbă. Nu vreau să mă bag, îi respect afacerea dânsului și eu chiar m-am simțit bine 6 luni și consider că dacă, nu eu, dacă eu plecam, dacă Denis Mann sau rămâneam acolo sau nu se întâmpla mai multe lucruri, puteam să luăm campionatul. Așa am simțit eu atunci. Am avut un grup extraordinar de bun. Apropo, că începeam discuția astăzi, de cât de descurajator este parcursul CFR-ului pentru FCSB. Voi simțeați asta la FCSB? Noi în acel moment nu simțeam, nu ne gândeam de rău la ei, pentru că noi am avut un parcurs foarte, foarte, cel puțin primele 6 luni, nu mai știu pe ce loc am terminat, pe primul sau pe al doilea, nu mai țin minte, de asta nu vreau să spun, dar noi aveam foarte mare încredere în noi, pentru că l-aveam pe Thomas Neuberg lângă noi, știam că suntem foarte, foarte bine pregătiți și nu ne era frică de absolut nimeni. Cu Petrescu ai vorbit? Nu am vorbit. Sper să o fac cât mai repede.